Hei, salut! Eu sunt Andreea și acesta este încă un vlog în care eu o să sufăr, pentru că o să fiu minciunită, da, cineva o să mă mintă și o să zică că el este eu și eu o să zic că eu sunt eu. Deci, astăzi, după cum ați înțeles, o să fac, vorbesc cu fake-ul meu, mai exact unul din vlogurile în care pur și simplu vorbesc cu mine, dar de fapt vorbesc cu o persoană care se dă drept mine. Pentru cine nu știe, asta deja este 1101... parte în care vorbesc cu fake-ul meu, dacă nu mă greșesc. Deci nu știu câtă parte, a 10, a 11, chiar o să verific, dar vă rog pe voi să intrați chiar acum și să verificați câtă parte deja din aceste vloguri filmez. Astăzi sunt în pat și sunt într-o așa manieră foarte confortabilă. Deci astăzi desigur că vorbim cu fake-ul meu, yay! Sincer, îmi este foarte frică și o să vă spun de ce. Înainte să încep vlogul, am intrat în DM și am văzut mesaje în care am fost făcută vacă, proastă, furătoare, nesimțită și foarte multe cuvinte de gen. Și știți de ce? Pentru că cică am furat contul cuiva. În fine, astăzi o să vorbesc cu fake-ul meu, o să fie foarte interesant să vedem reacția lor atunci când o să le scriu și o să vedem cum ele o să se dea drept mine. Asta o să fie interesant, vă promit eu. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe acest buton roșu de subscribe, vă spun în fiecare vlog asta, știu, v-ați săturat de mine și vă gândiți, hai mai repede, Andreea, pe nimeni nu interesează, dar să știți că asta este și problema, știu că tu, cel care te uiți la acest videoclip, nu ești abonat la canalul meu și asta mă face foarte tristă. Dar dacă ești abonat la canalul meu, să știi că te iubesc, mulțumesc, te pup dacă ești abonat. Dar dacă nu ești abonat, apasă chiar acum pe butonul de subscribe, îl aveți în partea aceasta sau în partea aceasta, cred că totuși aici, butonați-l și îl transformați din roșu în gri și tadam, o să fiți abonați la canalul meu, o să faceți parte din familia mea de YouTube, așa că abonați-vă, nu uitați de asemenea dacă vreți să vorbiți cu mine, dacă vreți să mă întrebați ceva sau dacă pur și simplu vreți să fim prieteni și să vorbim, nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, aveți de asemenea linkul în descriere, mă numesc pe Instagram Andreea Bostanica, am aproape 400.000 și acolo, însă mai avem nevoie de foarte puțin, așa că știu că doar cu ajutorul vostru să facem 400.000 și pe Instagram, iar acum, da, hai să nu mai lungim atâta, luăm telefonul în mână, spunem tatăl nostru și începem vlogul, serios, chiar mi-e frică, pentru că știu că o să fie foarte multe chestii de genul. Sper să-mi răspundă fake-urile, pentru că, ghiciți de ce, este ora 10, nu știu de ce, dar eu mereu filmez seara. De ce e ora 10 și eu iarăși filmez vlog? De fapt știu de ce, pentru că eu încep școala la 12, o termin la 4, în mare... Ok, o termin la 4 în mare parte, așa că, da, o să intrăm acum pe pagina mea de Instagram și o să pun acum screen record-ul, ne punem în această parte și începem, da. Acestea sunt mesajele mele în DM, hai să citim câteva mesaje. Deci, la mulți ani ei. Da, astăzi este ziua prietenei mele, Laura. Apropo, la mulți ani, Laura, fake-ul ăsta, eu am postat-o. Oh my god, uitați-vă, deja avem un fake. Se numește Andreea Bostănică. Bună, sunt Andreea Bostănică. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Celălalt cont a fost spart. Oh, ce păcat. Și are o poză cu mine. Oh, ce drăguță e poza. Așa, deci acceptăm, o punem în generale și scriem bună. Stai, ce? Scuze, sper să mă ierți că ți-am furat contul. Oh, mi-a dat sin! Oh my god, că ți-am... Mamă, deci nu știu, deci nu mai știu să scriu, m-am emoționat. O să scriu intenționat mai ciudat, cu greșeli gramaticale și cu emoji ciudate, pentru că... Na, nu vreau să creadă că gen doar vorbesc cu ea, vreau să știe că e totul real și sunt curioasă de ce reacție să aibă. Mai departe, avem o întrebare. Andreea, ești îndrăgostită? Nu sunt îndrăgostită. Ce gust are aerul? Are un gust bun. Așa, căutăm fake-uri. Noi avem nevoie de fake-uri. Vreau să găsesc fake-ul ăla care m-a făcut vacă, serios. Mamă, deci până acum stăteam cu telefonul la încărcat și nici măcar nu se încărca. Și am 10%, deci nu cred. În fine.
Așa, încă un fake. Hai să-i scrim și ăstea. Salut. Îi scrim așa, doar salut. Mai departe. Bună, sunt cea mai mare fanată. Oh, acesta este un fanpage. Ce drăguții te dau follow. Pentru că este fanpage. Wow, și uitați-vă câte fanpage-uri mi-au apărut acum. Deci, oh my god, stai, asta e fanpage? Da, e fanpage. Deci, oh my god, ce drăguț. Așa. Intrăm acum în DM. Oh, mi-a răspuns. Oh. Oh my god, mi-a răspuns bună. Alt fake. Ce nesimțită ești, mi-ai furat contul. Nu ți este rușine? De ce nu răspunzi? Îți este frică? Ok, hai să răspundem. Bună. Da. Dap. Ok, bună, dap. Cam atât. Mai departe, Andreea Bostănică adevărată. Da, sigur că ești Andreea Bostănică adevărată. Hai să scriem și ei. Bună. Hai să vedem ce mi-a răspuns celălalt fake. Deci, mi-a răspuns bună. Hai să spunem ce faci. Ești Andreea Bostănică adevărată? Mi-a dat sin, oh my god. Deci, ăsta este... ăsta este alt fake. Bine. Nu pot să cred. Mi-a zis bine. Da, sunt. Poți să trimiți o poză cu tine? O poză cu tine? La moment? Sunt sigură că o să trimită vreo poză cu vreun story de-al meu sau ceva de genul. Uitați-vă că mi-a scris un fanpage. Oh my god, nu-ți să cred că mi-ai dat follow, mi-ai îndeplinit un vis. Oh, ce drăguț, îi trimitem așa multe inimioare. Deci, mai departe, așa, mi-a scris fake-ul. Ok. Mersi mult, sunt... Mersi mult, te ador. Știți, sunt foarte multe persoane care, în loc să zică sunt fanul tău, îmi zic, ești fana mea cea mai mare, gen. Ei vor să zică că ei sunt fanii mei cei mai mari și în loc să zic asta, zic, ești fana mea cea mai mare. Și este așa amuzant. O să-i scriu acum, nu, hai să-i trimite multe emoji cu inimioare de diferite culori, așa. Mi-a răspuns alt fake. Vlogul ăsta o să fie interesant. Mi-a răspuns deja al doilea fake. Dăm contul. Nici gând. Ăsta este contul meu. Dăm tu contul. Hai să o întrebăm direct. De ce te dai drept mine? De ce te dai drept mine? Păi e al meu. Cum adică e al ei? Fă o filmare că ești tu. Tu te dai. Eu sunt tu. Tu te dai. Fuck. Mamă, fake-ul ăsta vorbește și prostii. Ce ia? Ok. Fake-ul ăsta are 5 urmăritori. Serios, o urmărește cineva? O urmărește fanpage Chris Vlad și Delia Edits. Delia, ok. Eu sunt tu. Hai să spunem, trimitem o poză cu tine ca să văd că ești reală. Deci haideți să mai intrăm în DM-uri. Și să vedem mesajele, pentru că am primit eu un mesaj de la un fake care m-a numit vacă și mai multe cuvinte. Deci eram în șoc, pur și simplu mă uitam așa. Deci trebuie să găsesc neapărat mesajele alea, dar nu știu unde. Să știi că... Ce vrei? Stai, ce? Așa, îmi trebuie fake-ul ăsta. Am găsit alt fake, de ce nu-l ștergi? Hai să scriem salut și îi punem emoji așa, ciudat. Ăla e cel mai ciudat emoji-al meu pe care îl folosesc mereu când... Gen, e ciudat totul. Whatever. Oh, am găsit mesajul! Uitați-vă! Andreea Bostănică, oficial 69, blogger, tiktoker și are aici poze cu mine. Ok? Ok? Ștergeți contul, eu sunt adevărată. Falso! 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 Uitați-vă, mi-a scris pe 6 septembrie. Falso! Mi-a scris
pe 7 septembrie. Falso! Mi-a scris pe 10 septembrie. Falso! Cred că a uitat să-mi scrie pe 8 și pe 9 septembrie. Nu-i nimic, o iertăm. Mi-a scris luni, ești o falsă. Mi-a scris deja marți. Marți a gândit, hai să schimbăm un cuvânt. Ești proastă rău. Și după ieri mi-a scris proastă. Și azi la ora 7:79, vaco, hai să-i scrim bună. Pur și simplu bună, pentru că... Nu, am o idee. Hai să-i trimitem un emoji cu o vacă. Ce spuneți? Cred că asta o să fie cel mai logic. Deci hai să-i trimitem emoji-ul ăla cu vacă. Unde e emoji-ul cu vacă? Nu găsesc. Vă rog, ajutați-mă să găsesc emoji-ul cu... Deci oiță. Uitați-vă. Avem aici un chihuahua. Stai, sau ce e ăla? Nu știu ce e ăla. Nu găsesc emoji cu vacă. A, gata, l-am găsit. Gata, m-am calmat. Am găsit emoji cu vacă. Ok, mi-a răspuns fake-ul. De ce te dai drept mine? Hai să-i spunem de aia. Tu ești... Nu, hai să întrebăm cum te cheamă. Cum te cheamă? Mi-a răspuns celălalt fake. Mamă, ce interesant! Oh my god, Andreea, am făcut acest cont fake. Oh, ce drăguț. Nu e nimic, nu m-am supărat. Îi trimitem, uite, așa inimioare. Și mai departe, ne certăm cu fake-urile. Ba nu, eu sunt tu. Uite, dăm contul. Dăm contul, clar. Wow, mi-a trimis poza asta. Poza asta are 2 ani. Am făcut-o... Deci poza asta e de vara mai trecută. Deci, oh my god. De ce nu răspunzi? Este frică, dăm contul. Mă sună, hai să-i răspundem. Oh my god! Deci mi-a închis. Hai să o întrebăm, de ce ai închis? Deci nu pot să cred. Deci a văzut că sunt eu și mi-a închis în față. Vai, ce urât! Andreea Bosănică oficial, procedez urât, urât. Păi răspunde! Păi am răspuns! Mă sună, hai să-i răspundem. Hei, bună! Cred că ai stins microfonul și nu te pot auzi. Ați văzut asta? Mi-a închis. Deci, mi-a închis, efectiv. Nu, ce? Mă sună iar. Ok? Hei, bună! Cred că ai microfonul închis, că nu te aud. Hei! Na, deci nu înțeleg de ce mă sună și stinge microfonul și nici măcar nu pot auzi. Hai să întrebăm de ce nu vorbești. Deci nu înțeleg. Mi-a scris celălalt fake. Cum te cheamă? Nu spun. Cum adică nu spun? Păi parcă te chema Andreea Bosănică acum. Păi parcă te chema Andreea. Nu am netul bun. Păi ești fake? Pentru că știu că Andreea are mereu netul bun. Dar de fapt eu chiar am netul rău. Mamă, deci tocmai am observat că am lăsat chestiile alea pe scaun. Mamă, deja că vede mama vlogul ăsta. Mi-am lăsat tricou și pantalonii pe scaun. Urăsc când lăs așa. Și uitați-vă ce urât se vede. Sau de fapt aici e ecranul și nu se vede. Dar nu contează, hai mai departe. Hai să răspundem. Iarăși mi-a închis! Care este logica să sun și după să închis? Nu înțeleg! Păi așa mă cheamă. Te cheamă, nu spun. Asta, deci e foarte complicat vlogul ăsta. Deci concentrați-vă la maxim, pentru că eu vorbesc cu două fake-uri simultan. Mi-a zis, păi așa mă cheamă. Cum? Deci nu pot să cred că a botezat-o, nu spun. Deci nu cred. Păi tu ești, nu eu. Eu sunt tu.
și când credeam că eu am o logică proastă. Ce faci acum? Filmez cumva vlog? Semnul întrebării. Mi-a răspuns, oh my god, asta este un fan sau un fake, sincer nu știu. Uitați-vă cum ambele scriu. Mi-a scris prima, filmezi acum vlog? Da, mi-a zis că da. Oh my god, deci dacă zici acum vorbesc cu fake-ul meu, o să fiu pur și simplu, why would you for me? Nu cred. Așa, îmi scrie ceva fake-ul ăsta, Andreea Bustănică, scrie ceva de mult timp, deci cred că o să-mi trimite ceva, un text. Why would you let me? Tu ce faci? Eu vorbesc cu... De ce am scris fitens? Eu vorbesc cu tine, dar tu... De ce te dai drept mine? Și apropo, dacă chiar ești Andreea Bustănică, spune-mi câți ani, câte kilograme ai. Și apropo, dacă chiar ești Andreea, spune-mi câți ani ai. Te dai drept mine. Cum adică eu mă dau drept tine? Deci ăsta este fake-ul cu care m-am sunat. Uitați-vă de câte ori am sunat-o. Și mi-a văzut fața și a văzut că eu sunt Andreea și uitați-vă că ea în continuare să dă drept mine, deci nu înțeleg cum poți să faci asta, cum? Mi-a scris celălalt fake, am glumit, sunt un fan de-al tău, te iubesc și te susțin și mai postează cu în care se dau drept tine, sper că nu te-ai supărat. Sigur că nu, ce drăguț, mă bucur că a recunoscut. Deci acest fake a recunoscut, însă celălalt fake cu care eu vorbesc nu recunoaște, deci nu înțeleg. Câți ani am? Da. Spune câți ani ai, câte kilograme ai și ce înălțime ai. Oh, a zis 16. Dar eu încă n-am 16, am încă 15, deci ai greșit, fake-ule. Ai greșit, am 15. Păi de ce să-ți spun? Ești un fake. Atunci, de ce am mai mulți urmăritori ca tine? Mamă, dar uitați-vă că fake-ul ăsta este foarte interesant. Deci, nu se lasă așa ușor. Foarte interesant. Păi, de ce am atunci mai mulți urmăritori ca tine? O să zic imediat. Păi, pentru că mi-ai furat contul. Pentru că mi-ai spars contul, simplu. Hai să-i punem emoji din asta și să-i spunem răspundem la întrebare. I-am spus așa, răspunde ca să văd dacă ești reală. Și vedem acum ce ne răspunde. Deci, apropo, vreau să vă zic, astăzi am fost la medic la școală, nu pentru că m-am simțit rău, pentru că am vrut să văd câte kilograme și ce înălțime fix am. Și vreau să vă spun că v-am mințit. Nu am 1,73 m, cum vă ziceam. Am 1,70 m. Deci, I'm sorry, dar am 1,70 m și am 55 de kilograme. Deci, vai, deci m-am îngrășat, însă pentru înălțimea mea ar fi normal să am 57, 58, chiar 60. Medicul mi-a zis că ar trebui să am 60, însă eu nu vreau să fiu așa de plinuță, deci o să rămân la kilogramele mele. Hai, lasă că ești proastă, pa. Ce? M-a făcut proastă. Nu cred. Că m-ai făcut proastă. Să știi că eu sunt tu. Deci te-ai făcut pe tine automat proastă. Deci te-ai făcut pe tine automat proastă. Mi-a zis pa, n-auzi pa, pa. Niciun pa! Stai! Că nu am vorbit.
pa, îmi zice pa, pa, pa. Nu înțeleg, fetiță, de ce îmi zice atâta pa? Nu stau pa. De ce nu stai? De ce? Nu ai tu dialog cu mine? Ar fi tare acum să-mi zică nu ai tu dialog cu mine, pițipoanca dracu. Fă, mi-ar scârbă de tine să-mi fie și de celulele tale. Pa, ce? Ce a zis acum? Să știi că nu e frumos cum vorbești, chiar dacă e glumă. Nici un pa. Eu o să zic ultima pa. Să zic ultima pa. Uite de cuvântul pa. Și trimite-mi emoji-ne. Mamă, deci este prima oară când un fake se ceartă atât de rău cu mine, gen. Uitați-vă. Pur și simplu uitați-vă cum vorbește, gen. Scrie ceva. Hai să-i trimitem. Nu cred. Hai să-i spunem așa. Bine, pa. Nesimțito. De ce se scrie în spaniolă? Nu înțeleg ce-i cu telefonul meu. Îi trimitem așa. N-am scris corect nesimțito. Am scris fără cratimă. Dar nu contează, glumesc. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred, de ce vorbește așa cu mine, de ce mi-a zis pa, adică uitați-vă, m-a sunat, am vorbit destul de normal, totul era ok și brusc ea a început să-mi zică mie, deci hai să vă citesc. Mai întâi am zis, atunci de ce am mai mulți urmăritori ca tine? Și ea mi-a zis, pentru că mi-ai spart contul, simplu. Eu nu înțeleg, fata asta zici că chiar crede că i-am spart contul, nu înțeleg. I-am zis, răspunde la întrebare, că văd că, să văd dacă ești reală. Și mi-a zis, hai lasă că ești proastă, pa. Ce? Și i-am zis, nu cred, că m-ai făcut proastă, pa, nu auzi, pa, pa, pa. Mi-a zis așa, pa, pa, pa. Și i-am zis, să știi că eu sunt tu, deci tu te-ai făcut pe tine automat proastă. Ok, mai departe scrie în carte. Mai departe i-am scris să știi că eu sunt tu, deci te-ai făcut pe tine automat proastă, nici pa. Am vrut să scriu niciun pa, am scris nici pa. Hai că și eu sunt foarte deșteaptă. Nici pa să fie. Stai. Pa. Nu, că nu am vorbit. Nu stau. Pa. Tu nu ai dialog cu mine. Vă dați seama ce rea e? Și i-am zis că nu am vorbit. Nu stau. Că nu ai dialog tu cu mine. Și eu îi zic, de ce? Fii mi-ar scârbă de tine să-mi fie și de celulele tale, pa! Și eu îi zic, ce? Chiar n-am înțeles ce a zis, gen. Și mi-a zis, pa, și mi-a trimis multe emoji cu extraterestri. Foarte drăguț din partea ta. I-am zis, să știi că nu e frumos cum vorbești. Ghiciți ce mi-a răspuns. Pa! Mi-a răspuns, pa! Și eu îi zic, chiar dacă e glumă, niciun pa! Pa, ba da, pa. Deci nu știu cum vă, dar pe mine mă irită cuvântul pa. Cred că după vlogul ăsta nu o să mai zic niciodată pa. Mă irită, hai pa, pa. Doamne, ce... Oh, ce cuvânt iritant. I-am zis, eu o să zic ultima pa. Uite, pa. Și ea mi-a zis, pa. Și eu zic, bine, pa, nesimțit-o. Nu s-a terminat memoria în cameră, dar voiam să vă zic cât de șocată sunt. Deci prima oară, deci uitați-vă, îi dau acum bloc. Deci uitați-vă, dacă nu mă credeți. Iată telefonul și uitați-vă, ultimul mesaj pe care mi l-a trimis ea. Nu înțeleg de ce nu se focusează, dar uitați, mi-a trimis emoji din astea. Ok, intrăm acum și îi dăm blochează. Deci nu pot să cred că a vorbit așa cu mine, deci... Adică, ce i-am făcut? Eu am vorbit destul de ok cu ea și ea mi-a zis doar, pa, handicapat-o. Gen, eu i-am zis, bine, pa, nesimțit-o. Adică, am zis nesimțit-o cu niciun rău. Am zis nesimțit-o ca o glumă, dar
ea a vorbit atât de urât, este prima oară în viața mea când fac vlog de genul și totul se termină așa serios. Adică eu credeam că fetița asta glumește pe tot parcursul vlogului, dar efectiv ea nu glumea, ea chiar vorbea serios, ea chiar crede că e Andreea Bosunică, cred că a devenit o boală deja, toți se dau drept Andreea Bosunică. E prima oară când văd așa ceva. Sincer, nu credeam că o să ajung la așa ceva, la așa mesaje, să scriu eu nesimțit-o. Chiar m-am șocat și e prima oară când termin vlogul cu așa o notă ciudată și... ciudată chiar, pentru că i-am dat vlog, nu știu dacă e fată sau băiat. Cred că, după cum a vorbit, este un băiat, un băiețel sau poate un băiat, pentru că a vorbit destul de urât, zic eu, dar... A fost ciudat, dar a fost amuzant. Eu sper că v-a plăcut vlogul ăsta. Mie, sincer, mi-a plăcut să vorbesc cu fake-ul meu. Adică nu e nimic nou pentru mine. Eu deja m-am obișnuit. Sper că v-a plăcut, așa că dacă este așa și dacă ți-a plăcut acest vlog, nu uita să dai un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar cum a fost ca întotdeauna, a voastră, Andreea Bosunică. Eu vă pup pe toți, sper că v-a plăcut vlogul și nu uita să scrii în comentarii dacă vrei următoarea parte la Vorbesc cu fake-ul meu și dacă o să am multe like-uri la vlogul ăsta, dacă tu o să dai like la vlogul ăsta, o să deblochez acest fake și o să-i scriu un mesaj și o să vedem cum o să reacționeze, ce spuneți. Deci da, eu sper că v-a plăcut vlogul, vă pup, cu voia fost a voastră, Andreea Bosunică. Vă pup, pa, vă pup!